Salutare, prieteni! Ce să zic, sunt, uite, la job cu Gabe și vreau să spun că e greu aici, în Statele Unite, în America, așa, fără șatră. Să știți că mi este foarte dor de Leo, mi este dor de toți de acolo, din șatră, de Alin, de Daviduțu, de Mihaela, de patroană și în ultimul rând, sau în primul rând, sau în al doilea rând, de Olga. Pentru că Olga are un suflet foarte bun și chiar nu mi este dor de ea. Deci, să știți că mă gândesc la voi, chiar dacă am plecat din România, e greu așa, nu știu. Am plecat de acolo unde mă simțeam foarte bine, în America aici. E ok și aici, în America, dar nu e pentru mine. Mă gândesc să mă întorc cât de repede pot. Vreau să fac o plimbare și prin Miami, de aceea mai stau puțin, ca să zic așa. Vreau să ajung și în Texas, înainte de Miami. Sunt chestii care, na, și locuri în care vreau să merg. Pe bune. Poate merg și la un rodeo prin Texas. Să vedem ce și cum. Un safari prin Florida. Vă salut pe toți de aici din America. Să știți că chiar îmi este dor de voi. Pe bune, de șatră. Pentru că pentru mine șatra este ca o familie și mă simt bine cu ei și de abia aștept să iasă Leo. Pe cuvânt. Nu o să stăm în fiecare zi împreună, nu știu ce, dar vom fi zile importante împreună și vom face lucruri frumoase împreună, nu? Poate și un Big Brother cu Alin, să facem chestia aia care își dorește și el, îmi doresc și eu și atunci să vedeți telenovela. Hai, bam, bam. Salutări de aici din America. Stă-te la o paie și pe că vine în baiul 16. Ai puțin? Ia uite-l mâncățești. Pictura mata. Ia uite cum arată. Mama, mama. Ia o bucățică, că nu vreau să mănânc așa. E dimineață prea mult, e păzut în casă. Fii așa, trebuie să le tai subțire, subțire. Da? Uite așa? Da. Uite așa? Sper că nu mai mă filmezi. Nu, nu mai filmează, decât puțin. Ori o facem pe treabă, ori nu o mai facem. E cum e ziua lumea cu leie și tu vezi în mare în camera? Nu, am zis că vreau un bala în tai, dar bea o bere acum. Asta, nu ce berea, mama, că... Așa, nu. Valentine îl dă el. Te-am zis rusor, dar el... Acum aia îl dă când mergi în țară. Păi, are balta. Are balta pește, da? Balta pește și la ei mereu găsește toate. Bună rog. Și asta, cum îi spune aia. Bun și cheful. Ești el, mama, ești el. Închide el. Aici, că se duce în jos. Ah, ok. Până acum, nu s-a dus miros. Am zis. Nu are nimic. Urechile. Era să-i frumos. Și dacă te duc în toată casa. Ce e mâncare? Ce e altceva, nu? Fără pâine. Fără pâine, vă rog. Cred că am primit și cu astea. Da, da? Asta mai rămâne ciuperci. Uite, ai pe categorii. Dar prinde ăsta, pa ăsta, pa ăla, care vrei tu. Trebuie să-l schimbăm. Da? Păi când zici că îl schimbăm... Știi de când e? Da. De 7 ani de când suntem aici. Chiar e? Da, nu-i să... Toată treaba cu el? Toate să murdăresc, toate să... Da, da, că de la... În incizi grătarul nu mă crește, nu mai e ca nou. Niciodată să mai fie ca nou. Aveam prelată, dar lasă-mă face. Scot prelata. Scot prelata, pune prelata. Da. Bate vântul să râpe prelata. Lipește prelata, dezlipește prelata. Dar lasă-o de acolo, de treabă, mă. S-a săturat și mama Nina. Mă, deci mă ceva cu berea aia.
Poate să mănânc? Am mâncat. Ce? Piturică. Mă, și un piturcet. Numai unul piturcet. Să las capul. Hai să vă spun adevărul. Cu mama mă înțeleg cel mai bine de aici. Mama mă ascultă, pe mama o ajut și eu ascult pe ea. Noi ne înțelegem bine, de minune. Altare. Copiii mai fac mofturi, că nu-mi place aia mama aia, că nu știu ce. Nu mai știu sunt preferențele lor. Sunt conștientă că sunt copii și aici e altă lume. Ai ce să le faci, da. Mai vor și un make, mai vor un Taco Bell. E aici e altă lume. Mama o doare, că am ei îi place să facă mâncare, să mănânce toată lumea. Dar mama face o mâncare, ce de ca în moare România. Măstarul Ștepan ca cel mare. Ca în România. Și fac și tacos. Da. N-am spus de saturi de mâncarea mamei Nina, niciodată. Cum e friptura? Belea! A fost belea! Nu iau cu cuțitul, iar o bucată de ficățel. Te mănânc pe tot, mamă. Îmi place cum ești ficățel. Ai luat din Costco? Nu are în Costco. Dar dau o ciușcă de aia. Un drink. Și ce înseamnă asta? Mm. Să trăiască toată lumea. Noi pe lângă ei. Nu? Pe lângă toată lumea. Bine, Sfântă Maria. Bine. Maria. Maria e ziua lui patroana. Și a lui sora mea. A lui sora mea, Maria. Da. Înseamnă că face sunt și mai mulți, Maria. Praznic, cum se la ei e praznic, la noi nu e. Sfântă Maria e așa, o sărbătoare mare, dar nu da. Praznic, nu știu ce e la praznic. La noi se face asta de moș, de moșii de vară, moșii de iarnă, a făcut antimia, da. A făcut și nenea unu. Da. Pomeni din astea așa care se dă la moști. Mamă, cum e. Și tu ai făcut. E ziua lui Mariana, lui Ion. Când da, de Sfânta Maria, nu? Când o fi, le transmit. Gata, hai că eu plec de aici, de în jurul. Unde te duci? Unde te duci tu, mielule, la tăiere, domnule? Așa e Crispi, ce să-i fac? Ce să-i fac? Așa ai e. Portă? Om fără griji, n-are copii, n-are nevastă. Ce trebuie mie, mă? Am zis să-l însurăm. Libertate. Dacă el vrea așa, cine stă cu el? Mă întreb, da, mă, mic, eu mă simt bine. El pleacă noaptea, pleacă să plimbe, e la aer. Și unde pleacă el peste o lună, poate? Poate mai devreme sau mai târziu? Tu știi, eu nu... Unde ți-a zis că plec? Nu știu, n-am încredere. Unde ți-a zis că plec? Ai zis în Florida, Miami. Miami, mama. Cum n-ai încredere? Dacă eu spun că plec. Așa zice și când am venit aici, că tu nu vii. Tu nu crezi până nu vezi. Da. Așa ești cu mama. Da. Nu mă deranjează. Ce ne vedem sănătos poate la anul. Nu se știe. Dacă nu-ți place aici, ce să-ți fac? Ți-am zis. Hai să-ți mai spun ceva. Găsești și o mexicancă aici care e. N-avea acte, poate și... Da, sau, sunt româncele fete. Sunt cele mai frumoase femei și... E vorba de frumoase, găsești, găsești una de la țară care e muncitoare, care te înțelege, că... Da. E una de asta de aici... Ia, ce ai? La treabă. N-ai plătit casa? Mașina tot știi așa arată? Știi cum e aici? Fiecare vezi? Cu banul lui și femeia și bărbatul. Da? Da, așa, așa e? E, dar cine e? Dar la noi n-a fost așa, știu toți. Hai să-ți mai spun ceva. Eu după ce mănânc acum, că e dimineață, câți kilometri crezi că o să parcurg eu? Mă duc până în, cum zicem, în Castle Rock mă duc, pe jos. Dar de ce? Mă duc până în Castle Rock la Ross. Vreau să mai mă uit să văd dacă îmi găsești, să mai cumpăr ea haine. Hai mașină, hai. Nu mă duc cu mașina, vreau să merg pe jos. Îmi iau apă la mine, mă duc frumos, bam bam, la la la. Care-i treaba? Vreau să fac mișcare. Nu vreau să stau acasă. E sâmbătă și vreau să merg la plimbare. Înțelegi? Nu m-a făcut mama în mașină. Nu e ok. Eu nu sunt american, nu mai mașină. Tu ai văzut o chestie? Că mie nu mi-a plăcut? Nu ce? Mi-a plăcut. Am dat acolo. A, pentru carnet? Pentru 2 ani și am luat. Nu ți-a plăcut. M-a luat carnetul, dar nu i-a plăcut. Nu am reușit să conduc.
Deci mama nu vrea să conducă. Nu, a luat așa de... Mai mult nu știu. Ca mie are carnet? Da, are. Păi da, aia luat. Da, cred că ca să dovedești nu că poți. Santimia a putut, eu ce să fac? Am funcționat chestia asta, vezi? Da. Wow. Ce a făcut-o? O duce pe mama. Și Adriana a fost pe da. Da. A fost aștept și a lăsat-o. Nu mă interesează. Păi i-am zis. Nu e bună motocicleta. Nu e. De când a văzut un accident, atunci așa când duc. Motocicleta poți să pățești oricând, orice. Da, trebuie să știi și tu că... Te lovești. Că e ca lume. Ciupercile astea, cred că-s mai bune ca... Nu mai bună și rusii pieptul, dar nu mai pot să mai mănânc așa mult. Nu, că cam faci burtică pe ori. Da, fac, dar trebuie să-l dau jos azi. Înțelegi? Ai mâncat la primele. Ai cald, Cristi. Asta e, mama, eu n-am cum, că fac 3 ore până acolo. N-am cum să mă duc de seară, că mă prind de noapte. Mă prind... coioții noaptea, pe stradă. Mă prinde și berul, ursul. Poți să-mi dai voie? Nu-ți dau voie, stai aici pe cameră și vorbește nu cu lumea. Nu mai, gata. Toți citit... românii vă urmăresc cum e timpul, săraci, au mama, rămas fără casă. Mama, ți-a citit comentariile, văd ce comentarii primești? Nu știu, nu. Nu mai știi? Nu știu, da. Mi-a uitat. Dă-le mai mult. Ce, comentariile? Eu nu fac, fac pentru tine. Hai, pentru mine, faci, hai să deschizi. Nu pentru mine, hai. Mă sunt o babă. La revedere, mama. O babă. Să fii sănătoasă. O, ce zice mama, tu e babă. Cum se zice așa ceva? Păi te-a lăsat friptura aici. Nu mai mănânc, de asta ajunge. Mama, unde ai dispărut? Tu m-am plecat de aici. Mama, și pasta, mama. Nu-i tăiat, atât. Înțelegi? Cam acestea fiind spuse, vă doresc un weekend plăcut, să știți că am ajuns cu bine, am fost pe treabă, am condus cred că 15 ore, doar eu, Ghib, până la 20, să zic așa. Un sfert. Hai, bam. Știu că o să se uite și o să se oftice. Salutare, prieteni. Plec la drum. 15 km pe jos, dus, 15 întors. Mă duc până în Castle Rock. Nu vreau să merg cu nicio mașină. E puțin cald afară, dar nicio problemă. Mi-am luat de băut. O rucsac în spate. Așa că se vede. Iar am plecat la drum. Castorești pe aici, pe undeva, am ajuns la pod și am 3 ore de mers pe jos. Și soare afară. Mă duc la Ross, mă duc la magazine pe acolo. Sunt mai multe magazine în zona aia, într-o altă comunitate, Castle Rock. Aici la noi am cam fost și nu prea mi-a plăcut, așa că merg în altă comunitate. Bam, bam. Ia uite ce frumos acolo. O să filmez doar așa pe bucăți până ajung acolo. Locuri interesante așa, cum ar fi acesta. Asta e trotuarul meu, pe carosabil, așa. O iau în sens invers, ca să zic așa. Ca să văd mașinile din față, nu? Perfect. S-au construit case noi aici. Vedeți? Încă nu s-au mutat în ele. Ca și în stânga, acolo. Să pun și eu un Pepsi. Ia să vă arăt aici.
spre parc Ponderosa, spre școală. Am parcurs un kilometru. E bine, nu? Bam, bam. A, uitați cum lucrează mexicanii. Un nou cartier, ca să spun așa. Ia uitați. Aventura vieții mele. În America. Ia uitați cum lucrează. Ei cred că nu sunt urmăriți. Bam, bam, bam. America. Uitați ce frumos are asta aici. Vedeți? Zone noi pentru YouTube, pentru filmări. Traversați podul apoi, peste 8,9 km, luați-o la dreapta pe Founders Parkway. Dar am pus și GPS-ul așa, în caz de când dă vreo scurtătură ceva, dar altfel nu. Peste 8,9 km, luați-o la dreapta pe Founders Parkway. Cunosc drumul. Mersi. Uitați în ce zonă am ajuns. Într-un alt cartier, ca așa îmi place mie să spun. Mă pune să iau pe acolo, dar nu vreau să iau pe acolo, vreau să iau pe stradă. Margine, așa frumos. Dar acolo poți să iei cu bicicleta. Tesla. Aici sunt și căprioare. Poate dau de ele. Drumul meu spre Casa Rock. Am mai fost eu acum 2 ani cu bicicleta, s-a spart și cauciucul. Am ajuns până la urmă cu mașina, dar pe jos n-am fost niciodată. De aceea mi-am dorit foarte mult să merg pe jos până la Casa Rock. Vreo 14-15 km. 3 ore de mers pe jos. 3 ore dus, 3 ore întors. Nu e nicio problemă. Face mișcare. Ia uitați, casă-i cât cuprinde. Aventura continuă. Fost o luată așa, o luau imediat. Aaa, uite, a rămas cu mașina, mă. Vedeți? Uite, cu remorca. De-aia a lăsat-o acolo. Ce chestie. Aici e și semafor, dar mă bag mai repede și o iau pe roșu. Nu mai stau la discuții. Vine o mașină din stânga. Casă sus acolo în stânga.
Ar fi trebuit să o ocolesc, să o iau pe partea alta, dar eu o iau pe stradă pe aici. Cum să o iau pe partea alta? Vreau să scurtez drumul, nu? Construiesc case la greu. Aventura continuă. Ia uitați-mă, o casă de americani. Bam, 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 bam. Mai am 11 km. Uitați cât am de mers. Trebuie să urc în partea altă, să urc și dealul. Nu e nicio problemă. Am demarajul bun. O să trebuie să o oprească asta. În pezna. S-a băgat. Aiure. Nu o iau pe aici, o iau pe stradă.